Iar astăzi se împlinește un an de la tragedia din Crevedia. În seara zilei de 26 august, o serie de explozii din curtea unei foste stații GPL au dus la distrugerea totală a 8 case și alte 97 de locuințe. Extrem de gravă este și dimensiunea umană a catastrofei, 6 decese și 58 de oameni răniți. Mai nimeni nu a primit însă sprijinul promis și toți au supraviețuit luni bune cu improvizații. Exploziile devastatoare de la Crevedia au scos la iveală un șir întreg de nereguli. Stația GPL, care aparținea fiului primarului PSD din Caracal, era închisă doar în acte. Sub nasul autorităților se derulau de fapt operațiuni care puteau oricând să se transforme într-o tragedie uriașă. Pe 26 august 2023, infernul s-a dezlănțuit prin repetate explozii într-un fost depozit GPL din Crevedia, la 30 de kilometri de București. Efectele dezastrului s-au resimțit pe o rază de 2 kilometri. 6 oameni au murit și 56 au fost răniți. 8 case au fost complet distruse, alte 80 afectate. Un an mai târziu, urmele exploziilor nu se mai văd pe teren. Nu înseamnă că oamenii au trecut peste suferința provocată. La ora 8:48 s-a dat alarma. Poliția orașului Răcare a fost anunțată că la o stație GPL din Crevedia a avut loc o explozie urmată de un incendiu. Autoritățile anunțau 5 victime, apoi 8, printre care o persoană decedată. Imaginile de la fața locului apărute la doar câteva minute după deflagrație arată amploarea exploziilor. Din cauza numărului mare de victime, este activat planul roșu de intervenție și este chemat și un elicopter SMURD. La locul deflagrației a fost o întreagă desfășurare de forțe. Zeci de autospeciale de pompieri, dar și ambulanțe ajung la locul dezastrului, unde infernul a înghițit 10 de victime, iar oamenii erau scoși pe rând din flăcări. În tot acest timp, oamenii au fost evacuați pe o rază de 300 de metri. La doar câteva minute de la izbucnirea flăcărilor, la locul intervenției a ajuns și șeful DSU, care anunța starea victimelor transportate la mai multe spitale din capitală. La 2 ore după prima explozie are loc o altă deflagrație, și mai puternică de data aceasta. Totul în timp ce echipele de televiziune transmiteau informațiile în direct, iar armata de jurnaliști se afla extrem de aproape de suflul puternic al exploziei. O altă evaluare a victimelor arată că în timpul exploziilor mai mulți pompieri au fost răniți. 26 de salvatori au avut nevoie de îngrijiri medicale. Amploarea dezastrului a făcut ca autoritățile să activeze planul alb la Spitalul Floreasca, măsură care impune chemarea medicilor de acasă pentru a îngriji numărul mare de răniți. Ulterior, când datele impuneau în continuare o situație de alertă, la MAI s-a constituit o celulă de criză, la care au participat premierul, șeful poliției, ministrul de interne și șeful DSU. La doar 6 luni de la tragedia de la Crevedia, singurii suspecți arestați în acest dosar au scăpat și de cătușe și de arestul la domiciliu, putând totodată să se ocupe nestingheriți de firma implicată în dezastrul din Dâmbovița. Între timp, procurorii de la parchetul general au luat decizia de a extinde ancheta penală împotriva celor doi proprietari ai stației GPL din Crevedia, Ionuț Doldurea și Cosmin Stângă. Au fost formulate noi acuzații la adresa lor. Ele includ neglijența în ceea ce privește măsurile legale de securitate și sănătate la locul de muncă, dar și nerespectarea acestor măsuri legale. Ulterior, proprietarii depozitului GPL au fost trimiși în judecată pentru distrugere calificată. Judecătoria Răcar trebuie să verifice dacă procurorii au respectat toate procedurile legale pentru formularea acuzațiilor. Între timp, cei doi inculpați cer magistraților periodic să fie în libertate deplină și să le ridice măsura controlului judiciar. A trecut un an de atunci, urmele dezastrului nu mai sunt vizibile, însă oamenii nu au uitat prin ce au trecut. Bărbatul din imagini și-a pierdut soția la 6 luni de la tragedie, timp în care cei doi începuseră să reconstruiască locuința afectată de suflul exploziei. Cât despre ajutorul primit de familiile victimelor, rudele spun că sunt dezamăgite. Am cedat din viață. Nu mi-a cedat inima și asta a fost. În ziua morții am reușit să o conving, ea a fost și încăpățânată, am reușit să o conving să o duc la spital. Și a zis, păi nu trecem mai întâi pe la căsuța noastră? Am reușit, am băgat-o în mașină, am venit
la căsuță, băieții lucrau la finisajul de exterior. A văzut-o în alb complet și acoperită și în alb complet, atât. În rest, toată structura casei este concepția ei ca femeie să se organizeze așa cum și-a dorit ea să fie într-o locuință. N-a reușit să vadă, chiar dacă eu afirm că sunt liniștit, mi-e greu. Statul român, care prin Constituție e garantul nostru al tuturor, n-a făcut decât minimul ăla necesar de ajutor. Cristian își sărbătorea ziua în seara fatidică, atunci când infernul s-a dezlănțuit. Am avut în momentul în care ne-a surprins explozia, cadoul meu a fost 45% arsuri pe suprafața corporală, pe partea din spate. Stare de comă. Cât timp? 70 de zile, nopți de suferință, zile de suferință, lacrimi, rugăminți la Dumnezeu să scap cu viață. Coșmar, coșmar. Deci în afara exploziei au mai urmat zile de coșmar. Și acum mă aflu într-o perioadă de sănătate foarte fragilă. Am încercat să iau legătura cu domnii patron, dar m-au sfidat. Și arată acest sentiment tuturor oamenilor, nu vor să solidarizeze. Sorin poartă și acum urmele dezastrului pe corp, după ce a rămas fără ambii părinți. Regretele, dezamăgirea și neputința însă i-au luat totul. Sentimentele au rămas neschimbătoare față la un an față de ce s-a întâmplat, adică, nu știu, și emoțional și sentimental cum am fost în ziua aceea, așa sunt și acum. Ca și urmări, să vă zic așa, la un an de zile, puteți să vedeți și dumneavoastră că n-a fost nimic schimbat. Familiile victimelor exploziilor de la Crevedia așteaptă încă răspunsuri și vinovați. Timp de un an au fost făcute nenumărate controle în toată țara, au fost închise sute de firme, s-au dat amenzi de 10 de milioane de lei. Cu toate acestea, încă mai sunt stații GPL fără autorizație de incendiu și încă se mai încarcă butelii la pompele auto. România nu și-a învățat lecția de la momentul exploziei depozitului GPL din Crevedia și până acum. Conform datelor publicate de Hot News, pompierii au dat aproape 10.000 de amenzi patronilor de la stațiile GPL din toată țara. Neregulile găsite la controle sunt revoltătoare, iar inconștiența oamenilor pare ireală. Au fost depistate persoane care fumează lângă cisternele cu gaz, iar altele care își încarcă butelii de aragaz cu GPL. În ultimul an, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a făcut peste 20.000 de controle. Inspectorii au vizat în principal stațiile GPL. După aceste controle, pompierii au dat peste 17.000 de sancțiuni, de la avertismente până la amenzi sau chiar suspendarea activității în anumite cazuri. În raportul întocmit de Inspectoratul pentru Situații de Urgență se arată că au fost închise 206 firme care se ocupau cu vânzarea GPL, iar alte peste 100 de companii au rămas fără autorizație. Motivele pentru care au fost date aceste sancțiuni au stârnit și uimirea inspectorilor de la IGSU. Revoltător este faptul că oamenii continuă să se pună în pericol, chiar și după ce întreaga localitate a fost cutremurată de amploarea tragediei. Pompierii au găsit în timpul controlelor fie oameni care fumau în apropierea cisternelor cu gaz, fie persoane care continuau să încarce butelii cu GPL, lucru interzis. Verificările pompierilor nu se vor opri și vor continua și în perioada următoare în toată țara.